Uneori, pentru credibilitate, o altă persoană se dă drept ruda, fiul, fica o cunoștință, care vorbește neclar sau plângând, apoi îl pasează din nou la telefon pe avocat. Cine sunt vizate? În general, dar nu exclusiv, persoanele de vârsta a doua și a treia, care se presupune că au bani și rude care nu se află în proximitatea lor. Având în vedere situația aceasta, polițiștii recomandă manifestarea de prudență în cazul în care apar astfel de apeluri și evitarea în a da curs respectivelor solicitări, în ciuda reacțiilor emoționale de moment. Așadar, pentru a nu cădea victime acestui tip de înșelăciune, ar trebui să țineți cont de următoarele recomandări. Nu dați curs solicitării de bani din partea diferitelor persoane care vă sună pentru a vă descrie evenimente rutiere tragice în care sunt implicați membrii ai familiei dumneavoastră sau ale cunoștințelor apropiate. Este foarte important să verificați dacă persoana respectivă este într-adevăr rănită sau a avut un accident, apelând-o pe numărul personal de telefon. Trebuie știut că, în cazul unor accidente grave, polițiștii anunță aparținătorii. Solicitați interlocutorului cât mai multe detalii cu privire la evenimentul invocat, localitatea de producere, unitatea medicală sau de poliție unde s-ar afla ruda și sunați acolo pentru confirmare. Nu în ultimul rând, dacă vă regăsiți într-o astfel de situație, apelați numărul unic pentru situații de urgență 112 pentru a cere sprijinul poliției.